La întâlnirea de la Razgrad, un oraș cu aproximativ 75.000 de locuitori, situat în zona transfrontalieră, la 60 de kilometri de Dunăre, delegația română-bulgară a pus bazele unei trainice colaborări care va fi fructificată în proiecte și programe bilaterale între cele două orașe dunărene, Giurgiu și Ruse. Schimbul de experiență a fost extrem de util la această întâlnire. Delegația Consiliului Județean Giurgiu a vizitat un obiectiv istoric de însemnătate pentru zona balcanică și anume Muzeul Regional de Istorie din Razgrad. Directorul acestei instituții, muzeograful Ivan Ivanov, le-a prezentat oaspeților o scurtă alocuțiune cu privire la această instituție. Într-o luptă cu geți, aproape de orașul vechi Abritus, de fapt a murit împăratul Traian Gheți. Geți. În lupta care a avut loc aici. El a fost 3 ani împărator și din aceste 3 ani, de fapt, a fost așa numit împăratul soldaților. Pentru că el a încercat să oprească sau oprește geții care veneau intrând prin Dunărea, trecând Dunărea, veneau spre locurile la care și noi suntem astăzi. Și la una din luptele care au avut loc, dar și au venit așa de mulți, au fost așa de mulți, că au trecut și munțile, au reușit să preia, cum să spun, da, orașul Filipopolis, care era un oraș foarte, foarte mult și puternic, dar ei au câștigat și a devenit al lor. S-au așezat pentru iarna. Și la întoarcere, de fapt, s-a întâmplat această luptă care a avut loc pe atunci existentul oraș Abritus, care era în apropiere cu Razgrad, unde suntem la ora actuală. Aici a avut loc această luptă și istoricii cercetătorii au spus că această luptă a fost foarte, foarte mare și puternică.